Nicolae Duminică recunoaște că de peste 20 de ani bate drumul către primărie și instituțiile abilitate ale statului, de unde speră să obțină actele care să dovedească faptul că terenul pe care a reconstruit casa și cele pe care le-a primit moștenire de la părinți sunt legal ale sale. Însă, de fiecare dată, omul spune că s-a lovit de refuzul primarului de a elibera actul de proprietate. Primăria mi eliberează 3 acte identice, care nu confruntă unul cu altul. Eu am act de la Arhiva de Ziua de Stat, spune că am adus foarte târziu. Într-un raport de audiență din 2008, spune că trebuia să anunț autoritățile că eu mers să-mi caut acest act. Am scris. Aveți acolo o locuință? Da. Așa, și nu aveți, ce nu aveți? Titlul de proprietate legal conform documentelor de la Arhiva Națională de Stat. Bărbatul a făcut tot ce a stat în putință să-și rezolve problemele, iar acum amenință că va intra în greva foamei ca ultimă soluție, până când cineva îi va sări în ajutor.